Dragilor, dragilor, bine ați venit la Bucătar după ureche, eu sunt Andrei Orodici, aplauze, mulțumesc, lumina, lumina, aprinde lumina. Așa, aplauze și pentru prietenul meu Florin Dumitrescu, Florin Dumitrescu! Bine ați venit, Florin, bine așa. Dar de ce te grăbești așa? A venit. Cine a venit? Hei, salutare, sunt Tina și în 2019 m-am gândit să gătesc mai mult. Pentru asta am nevoie de Florin și Andrei. Bineînțeles că am venit însoțită de echipa mea, Cosmin Tur, managerul meu, și Anca, make-up artista mea. Vom găti pentru prima dată, astăzi. Doamnelor și domnilor, Ina! Oio! Salut! Salut! Bună! Bine venit! Bine v-am găsit! Ei sunt Cosmin și Anca și Cosmin sunt și Anca. Ce fac ei, ce fac parte din echipa mea. Atunci când călătorim și facem jobul nostru de șef, de bucătari. Nu știu dacă știți, dar în timpul liber mai și cântăm și de asta. Vorbim după dacă. Hai să gătim. Hai. Bun, așadar. Primul lucru pe care trebuie să-l facem în această poveste trebuie să ne face puțină curățenie. Pe lângă asta, dacă îmi permiteți o secundă aici în frigider să intru. Dați-mi voie. Nu, că el Florin a început. Permiteți-mi să vă ofer niște ustensile aici, niște țoale. Soale de lucru. Trebuie să ne înțolim în niște asta, nu de alta, dar ia pe păcat să seară că... ceva de pe, așa. Pe așa. Detalii. Așa, detalii. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este în apa care se fierbe deja la voi pe aragaz. Nu se fierbe, trebuie să-i dați mai tare. Mă rog, nu contează dacă se fierbe sau nu. Ba, contează. Turnați acele mici biluțe verzi pe care le găsiți într-o pungă. Dar serios, chiar nu trebuie să fiarbă? E foarte bine. Da. Băgați-le acolo. Măzăric, îi spune. Măzărică. În acest timp veți lua o ceapă, o veți tăia în două și o jumătate o veți tăia mărunt. După ce ați băgat, ați tăiat ceapa mărunt. Opa! Cât? O jumătate de ceapă? O jumătate de ceapă peste mazăre. Hop, 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 hop. Desfă o sticlă de șampanie. Asta nu mă pricea. Și toarnă toată sticla. Dumnezeule, pui sare să în șampanie? Ceva? Exact. Pentru că... Pune toată sticla de șampanie în tigaia de pe foc. Pune cealaltă jumătate de ceapă în tigaia tăiată mărunt, în șampanie. Păi, stai puțin, că trebuia să-mi zici dinainte că trebuie să tac mărunt. Zic acum, trebuie tăiată. Ia uite, fii atent, așa face mamașcă. E foarte bine. M-a învățat mama într-o zi să tai ceapă, de-aia făceam așa, schema așa, pum, ai văzut? Nu știa că ai văzut tu. Am observat. Ai văzut? Pac de pe vârf, pe spate. Da, asta acum de curând. Da, de curând. Anul ăsta, cred. Pune sare în șampanie și pune sare în mazăre. Pune sare în șampanie. Șampanie, cine a mai sare auzit în șampanie? Așa ceva? Se spune așa, pune sare în mixtura care s-a alcătuit din cauza degajamentului și de... sare și... Ai pus ceapă? Stai, e foarte bine, da? Acum urmează o... Ai, de mai, maică precistă. Te pam, bune? Pam, pam, ia uite, hop, hop. Stai. Nu e bine ce faci, că îmi deranjezi șampania. Sare și... Acum mă scuzați, domnul Florin, nu se poate să gătiți așa. Sare, ceapă. Sare, ceapa din șampanie. O persoană competentă, cea mai apropiată, se va pleca. Zi, Și va lua o fileul de somon din frigider. Fileul de somon din frigider se va tăia. Ulala, tipul de somonele de la frigider. Florin Dumitrescu, pune-l, te rog, acolo pe masă. Chiar aș recomanda să-l pui pe tocător, să-l scoți din farfurie. Dacă crezi că e somon Dumitrescu? E somon Dumitrescu. Așa. Și somon Dumitrescu a făcut următoarea chestie. L-a tăiat în trei, în așa fel încât partea asta, care pare că are mai multă grăsime și oase, a lăsat deoparte. Înțeles. Iar cealaltă a lăsat în două și cele două bucăți le-a atârnat, le-a pus în tigaie. Să fiarbă acolo în sosul de șampanie. Te ajut? Nu e sos, e șampanie, pur și simplu. E șampanie? Îți recomand să-l pui în grijă. Nu am mai fiert niciodată somon. Bineînțeles, în șampanie e și mai sofistiche. Mai pui o bucățică. Aia e foarte bună. Asta cu bucățelele, nu știu, eu am mai auzit când mai se gătește. Oamenii dau gen 100 de grame, 200, uite, am tipul de germain buter. A, nu, asta e cu... 3 de ge... Exact, exact, german în butter. Da, este un dar tu îmi zici o bucată de din... E greu să și vorbești, să și gătești în același timp, recunosc. Da, e și mie. Florine, da. Bine, mă.
Da, da, da. Vezi că Dumitrescu a luat acea lingură și acum încearcă să umezească și... Să îmbăieze bucata de somon. Precum Cleopatra în laptele ei de capră. Așadar. Am pus sare pe somon. Ai pus sare pe somon? Da. S-a pus sare pe somon? Da. Foarte bine, bravo. Ați pus piper pe somon? Foarte piper? Bine, bravo. Ați pus cimbru pe somon? Am pus. De unde cimbru? Foarte bine. Nu ne-ai adus? Cimbru e tufișul, ăsta e tufișul. Ah, am uitat. Recimbru. Vă aduceți aminte de copilărie? De mă iubește, nu mă iubește? Nu. Uite, sunt pentru tine panseluțele acelea. Le-am luat special. Plating. Ele sunt comestibile. Și gândește-te să fie așa multicolore sau alegeți o culoare preferată. Ai o culoare preferată? Să smulgem astea care arată frumos deja așa. Tu, adică, da, vezi tu, problema e, nu, cred că... O fi comestibile? Ele sunt, dacă e cojița aia verde, ba ele sunt. M-a spăcălit? Nu, dedesubt aveți o farfurie albă și aveți o farfurie gri. Dumitrescu l-a pus pe farfuria gri. Tu pe ce farfurie preferi? Eu vreau să fac diferit. Cât unt se pune aici? Mult. Tot? Tot. Jumate? Stai, aproape jumate. Aproape jumate. Aha, aha, bun. Da? Folosind un instrument strecurător, încearcă să elimini niște rămășițe de acolo, pentru că va trebui să confecționezi un sos cremos aici. Corect. Și acum pui niște unt, era tot jumătate de pachet. Ce să zic? Au, știi, eu zic să facem treptat. 4. Acum... Dar ce e important e să stingi focul în contextul ăsta. Păi? Da. Și să amesteci. Se mai topește? Da, pentru că e fierbinte. Eu cred că o să mai, mai trebuie una. Corect. Facem. Și amestecă-l până capătă o consistență ca un cappuccino. Păi facem somon în sos de cappuccino sau în sos de șampanie? Sos de șampanie cu cremozitate de cappuccino. Mazărea asta trebuie să fie piure. Foarte mult. Așa. Și acum adăugați unt în povestea asta. În asta? În aia. Da, în asta. Păi unt, dar tu nu ne spui niciodată gramajul. Pentru nu că nu știu, pentru că nu știu. Ce mi-ai țipat la ureche. Mai pune. Nu-mi spuneai cantitățile pe care trebuie să le... Eu. Păi atunci ar trebui să faci o echipă mai bună cu Florin. Nici în așa el nu ne știe. Și acum cu instrumentul acesta contondent. Asta? Exact. Cu picamărul ăsta de cu apartament. Cu picamărul de bucătărie. Cu picamărul de bucătărie, dă în cap la mazăre. Auzi, mazărea asta arată de zici că știu să gătesc. Băi, arată foarte pe bune, bine. Chiar arată dar mai bine. Trebuie făcut ceva, pentru că Dumitrescu a făcut, vezi tu, sita aia acolo. După ce o treci prin sită, ca prin sită, după o storcoșești cu lingura, astfel încât toate storcoș cojițele și toate rămășițele... lemnoase. Auzi, poți să iei cojii? Puțin pensula ăla de blush să storcoșești aici? Am greșit, mea culpa. Voi ați pus toată mazărea în pireu de mazăre? Da. Și le-a pus acolo, la ornat. Hai, că facem și noi. Am să fac gata? Ba da. Vezi că dacă te uiți la noi și vrei să schimbi, după aia nu mai poți. Se poate observa aici cum mazărea merge singură câte da, sau. Da, asta e un fel de e crescendo, știi? Nu, noi am vrut să demonstrăm prin acest plating, mă scuzați, dragi colegi, practic ce conține fiecare porție de mâncare, da? Unde-i mazăre? Asta înseamnă că dedesubt este mazăre. Aha. Ok. Unde sunt panseluțe, înseamnă că dedesubt e pește. Vă mulțumim frumos, acesta a fost episodul nostru. Acum s-a terminat emisiunea noastră. Mulțumina. Să mâncăm niște solomina. Să mâncăm solomina cu mazărina. Cu mazărina. Și cu șampanina. Și cu șampanina. Spor la gătitina. Mulțumim frumos. Acum zic să-i servim pe băieți dacă tot am... Da, să le dăm și ustensile.